Mamă, dar nu mi se face somn deloc, e și întuneric afară, nu știu, e prea târziu, dar n-am somn deloc, chiar nu știu ce să fac, nu mi-e somn absolut deloc, dar, nu știu, hai să mă duc la Darius să văd dacă el doarme, dacă are somn sau nu, dar, mamă, dacă tot e noapte așa și n-am somn, chiar vreau să nu mai am somn deloc, să stau toată ziua treia să fac noaptea albă și vreau să facă și Darius așa cu mine, că dacă eu n-am somn, nu trebuie să aibă nici Darius, și vreau să-i spun niște povești horror, poate are și el ceva să-mi spună și să mă duc acum să văd, ia stai mă, ia, el, ia, Doamne, stă-te la calculator, bă, ia mă, ce facem ăsta? Bă, Darusele, ce fai? Bă, ce fai, Darusele, bă, ce fai, mă, la ora asta târziu? Tu pe calculator stai? Da, mă joc cu Ioan, bă. Ce-mi plac burgerii, neam. Păi, bă, ce cauți, mă, la ora asta? Nu te culci, bătrâne? Ce bătrân, bă, Darusele, bă, tu ești bebelul, mai bine să fiu, bă, Darusele, tu ești bebelul, bă, cum ai? Păi, nu, bă, Darusele, nu mă culc că n-am somn, sincer, adică nu știu ce să fac, Darusele, tu n-ai, văd că nici tu n-ai somn deloc, Darusele, și mă gândeam, totuși, să facem ceva, vrei să te mai joci pe calculator sau vrei să facem ceva, șmecher? Mă, ce? Meciuri, am câștigat prea multe meciuri. Ce, câștigăm prea multe meciuri? Nu, nu te mai joci, pe e bine. Hai spune lui Ion, mamă, ce-ai că e bine, că e bine, mamă, să vadă ce facă Darusel, că o să aibă noaptea albă, nu o să mai doarmă absolut deloc. Bă, Darusel, hai mă, ai închis, mă, bă, ce fai, fai, mă, hai închide. Așa, închide, bă, Darusel, fii atent, am eu o idee, fii atent, vino aici să spun, Darusel, bă, la, bă, nu mai mânca, bă, lasă, bă, și la ora asta mănânc ciocolată, păi lasă, mănâncă ciocolată, Darusel, că chiar trebuie să mănânci, că nu o să mai dorm deloc în seara asta, nu, dacă nu vreau, Darusel. Bă, Darusel, deci fii atent, Darusel. Astăzi vreau să-ți fac o mare surpriză, dar adică fii atent, nu știu dacă e surpriză ceva, dar se bă, dar nu mai mânca, bă, atâta, bă, bă, ce mănânci, bă, că este cel mai mare coșmar să te văd pe tine mâncând, dar Darusele, nu, deci fii atent, Darusele. Astăzi, Darusele, bă, Darusele, vreau să te întreb așa înainte. De ce să fiu, mă, fraier? Bă, stai mă jos, stai jos, că vreau să te întreb ceva înainte. Înainte să zic ce vreau să facem astăzi, vreau să te întreb, Darusele, dacă ai avut parte de experiențe mai paranormale, mai horror în viața ta. Da, am avut multe. Multe? Da, vreau să zic una. Bă, nu, stai, nu nici nimic acum, Darusele, pentru că te las să zici mai târziu, deoarece, Darusele, fii atent ce vreau să faci. Vreau să-mi spui ce povești ai tu horror așa, Darusele, pentru că astăzi vreau să facem niște povești horror, să spune o poveste, tu o poveste, Darusele, să de care poveste e mai horror, adică da, trebuie să fie povești reale, nu după jocuri, Darusele, că tu stai numai pe jocurile alea, Darusele, vreau să fie o poveste reală, nu după jocuri, Darusele, ai înțeles? Dar deci, frate, Rafale, una din poveștile mele e așa de scurtă. M-am trezit. Așa? Te-am văzut pe tine. Hai, mă, du-te, mă, de aici, hai, mă, că ești nesimțit. Du-te, mă, de aici, că ești nesimțit. Hai, mă, lasă-mă, că mă și enervez, Darusele. Bă, unde pleca, mă, bă, unde pleci, mă? Unde vrea tu să spunem poveștile astea? Vrei să stăm aici? Hai să stăm aici. Eu zic să stăm aici. Unde? Ai un loc special unde afară, mă? Ok. Hai. Păi ieși, bă, afară. Unde? Aici? Hai aici. Uite. Bă, ce ai făcut, bă? Bă, vino, mă, puțin aici, bă, Darusele, tu ești nesimțit. Uite ce ai făcut? Bă, ai adus albine, nici nu pot să dau. Bă, ce fai, mă, ei foc, bă, intră în apă repede, intră în apă repede, mamă, cât de fraier ești, Darusele. Vino, bă, Darusele. Ai pus tupul ăla în față și uite-te unde sunt albinele. Acum ce fac albinele? Ne mănâncă din grătar, Darusele, ce fac albinele astea aici? Bă, nu da, bă, ele că vin toate. Bă, Darusele, ai grijă că bă, dacă vine toată familia, Darusele, ai grijă. Unde vrei, mă, să stăm aici? Unde vrei? Uite aici, am făcut aici, nu, de lângă și lor, uite ce fain. Da, când ești aici, că parcă nu era așa și ce vrei să... aici vrei tu să spunem, mamă, dar vezi că e mișto așa, să vedem așa apa, noapte, așa și ca... ce vrei? Uite, aici e scaunul ăsta fain a meu de 100 de lei, știți, am luat scaun de 2 lei. Darusele, ce scaun fain e altul, mă, că tu nu vezi că e mai mic al tău, bine, că e de tine, că ești mic. Ce faci, bă, ia te bani, bă, dar prost ești, bă, Darusele. Deci, bun, bă, Darusele, fii atent, acum să înceapă poveștile horror, Darusele, pentru că chiar sunt curios ce povești horror, ce experiențe horror ai avut tu în viața ta, dar zic că, a, uite, asta e, bă, pentru mine, vrei să zic că o poveste horror, Darusele, care e cea mai horror poveste? Când te văd mâncând așa în continuu, bă, Darusele, mai lasă bărgăria, bă, nu da mâine că te bag iar în foc, Darusele, adică, bine, te bag, că nu te-am mai băgat eu până acum, dar o să te bag și eu, că văd că-ți place să intri. Deci, bă, Darusele, fii atent. Vreau ca prima oară tu să-mi zici o poveste data horror ca să zic și eu după, că chiar sunt curios. Bă, oare are rost să zic și eu o poveste horror sau o zbajo? Chiar, Darusele, ia spune-mi și tu ce poveste horror. Alege o poveste foarte bună, Darusele, chiar sunt curios ce poveste ai avut. Și spune dacă ai avut, bă, tu ai avut multe povești horror la viața ta, că tu stai prea mult în casă. În afară să mănânci burger și să te neci cu ei, să mănânci în somn. Bă, ce faci, mă, te neci acum cu bărbăla să mă... Hai, mă, Darusele, și atent. Spune-ne tu o poveste horror acum. Se chiar vreau să aud o poveste horror de la tine. Chiar vreau să aud cât de horror e, Darusele, 2012. Ce poveste mi-a venit, bă? Asta cred că e cea mai horror. Deci, bă, Rafaele, am o poveste înfricoșătoare pe care trebuie să o spun. Ce poveste, dar mă? Ce zici, mă? Ce poveste ai, mă, tu, înfricoșătoare? Ce poveste înfricoșătoare ai, mă, tu, Darusele? Ia, spune-mi, ia. Dar înainte, vrei să ai pampers după tine, că ca să te caști cu ce tine. Ce pampers, bă, Darusele? Tu uite-te că tu ai pampers după tine. Ce spui? Bă, asta trebuia să zic eu ție, Darusele, nu să-mi zici tu mie cum, adică, bă, păi, ce simți? Ia, mă, du-te, mă, de aici. Hai, mă, zi, ce poveste ai, mă, Darusele? Bă, nu mai faci mișto și zi pe bune povestea. Chiar sunt curios.
ce poveste ai tu? Bă, povestea asta e 100% reală, ok? Ok. Ai înțeles? Da, chiar sunt convins de asta, 100% o să fie reală, chiar n-am niciun dubiu, hai spune. Bă, povestea asta o știi și eu, deja că vrei să-l întrebi pe Ion dacă e reală, așa? Îl întreb și pe el, ok? Păi Ion, păi stai mă, tu te știi cu Ion în realitate? Nu, da, lasă că o să vezi pe povestea. Ok, ok, zi povestea, zi povestea. Erau într-o seară furtunoasă. Așa? Bă, dar Răsile, ce zici, bă, dar Răsile, nu suntem aici la școală să zici compuneri și de-alea. Lasă că, dar Răsile, că începe școala în câteva zile, într-o săptămână, ceva de genul. Dar Răsile, ce zici atunci, povești, faci compuneri de astea? Ce îmi zici mie, eram într-o seară furtunoasă? Bă, ce seară furtunoasă, bă, dar Răsile? Bă, o zici de parcă, aseară este o zi însorită de nu știu ce. Bă, dar Răsile, zi, bă, pe bune poveste, că asta nu e poveste fricoșătoare. Dar Răsile, ce poveste fricoșătoare asta? Chiar nu mai pot de râs aici. Bă, hai, zi povestea, dar Răsile, hai. Eram într-o seară cu Ion și ne jucam Minecraft împreună, făceam. Da, logic. Și fie antenă, bă. Știi că mie îmi plac burgerii foarte mult, nu? Așa, și ce ai făcut? Ai necat cu burgerul? Mamă, ce poveste înfricoșătoare. Bă, ce poveste, mă. Lasă-mă să vorbesc. Bine, gata, te las să vorbești. Zici ce poveste. Hai, mă, dar Răsile, bă, zi. Bă, tu faci mișto de mine. Zi, pe bune, tu chiar faci mișto de mine sau e poveste reală? E reală, și fie antenă, bă. Așa. Mie mi-a venit poftă de burger, dar mi-a venit un de la un poftă de amare și fie antenă. La diner ăștia fac cu de asta nouă, rețetă nouă de burger. E dublu cât un burger de ăsta, bă. Păi stai mă puțin, nu ai interdicție la diner? Ai uitat că ai interdicție sau dat ai interdicție? Păi nu, mă, nu. E mai veche sau ce? Cum adică? Bă, tu mi-ai luat telefonul, tu mi-ai luat cartela aici, ne simțim, dar Răsile? Bine că mi-ai zis să mă duc acum la poliție, dar Răsile, nu mai spune ce poveste, mă duc la poliție și te reclam. Deci fii antenă, bă, eu mi-am dat acolo burgerul mare și fii antenă, când a ajuns burgerul, mamă, Rafaele, l-am mâncat și am simțit ceva ciudat, deci ce? Am zis să mă doare burta, dacă eram... Păi dacă mănânci în continuu burger, dar Răsile, normal că te doare burta dacă nu mai mănânci nimic altceva. Bine, mănânci burger și înghețat, adică, nu, să mă gândesc, bă, dacă mănânc burger înghețat, tată, și ciocolată oare m-ar durea burta pe mine vreodată? Eu zic că nu. Bă, dar să ia, mă, ce poveste e mă asta? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, bă, Rafaele, da. Hai, zi. Am vrut să zic că și Ion și-a luat de acolo și Ion. Așa, păi stai, mă, puțin, Ion e ăsta aici, în apropiere? Da, nu știai. Păi și cum nu te-ai întâlnit cu el niciodată, că eu nu te înțeleg cum de... Bă, da. Păi, ai zis mai devreme că nu. Hai, lasă, nu mă mai interesează. Asta zi povestea, dar Răsele. E fie antenă, bă. După ce ne-am pus eu cu Ion să ne jucăm Minecraft, ceva ciudat s-a întâmplat, bă. Și ce? Nu știam, bă. Deci fie antenă. Dintr-o dată am început să au niște sunete date din căști. Ce, mă? Ce s-auzi, mă? Sunete de care? Ce sunete, mă? Ciudate, care... Dar nu era de la căști, bă. Că căștile alea le-am avut de când? De un an, hai, da. Dar credeam că sunt sunetele lui Ion. Ce, mă? Ce bă, Răsele, bă. Răsele, poți să vorbești și tu clar, dar Răsele, bă, tu chiar ai nevoie să mergi la școală, dar Răsele, că nu știi să vorbești. Chiar ai nevoie să ajungi la școală, dar Răsele, să dai pe la școală. Bă, dar Răsele, tu ai fost vreodată la școală? Da, am fost, cum adică? Bă, dar, fost bă, când ai fost, mă, tu la școală, bă, dar Răsele, hai, mă, spune, zi, așa, și ce ai făcut cu bărgăria? Ce sunete aveau? Ce spune-mi? La căști, mă! Așa, zi-mi! Și am început să aud chestii ciudate. Așa, mi-a mai zis o dată, zi mai departe. Ce e povestea asta, doar să le spune și mie, detaliază. Bă, dar după fie antenă, bă, Rafaele, am început să văd chestii ciudate pe Minecraft, pe ecranul meu, bă. Bă, și ce e asta înfricoșător, că e din joc? Ce e înfricoșător? Asta e într-un joc. Așa e jocul, doar să le... Dar din ce? Și eu credeam că sunt la joc. Păi și din ce era? Cum adică? Bă, și la un moment, bă, iar mi-a venit foamea și am luat-o din burgerul ăla. Păi n-ai zis că l-ai terminat? Nu, mai erau puțini, bă, și okay. La burgeri, așa? Parcă se mișca, parcă avea ochi. Cum adică, mă? Cum să se miște, mă, burger? Bă, tu, bă, dar Răsile, în ce bază mi-i trăiești, mă, tu aici? În ce bază mi-i vorbești, bă, dar Răsile? Ce, bă, dar Răsile, tu te crezi în filme? Ce? Și ce vrei să vă la burgeri ăștia? La ăsta, uite, parcă avea, uite, ăsta avea ochi aici și acolo la roșie, parcă avea o gură. Așa, și? Bă, și după, fie antenă. Pune-te jos, ai. După, Ion a trebuit să plece la nani, să facă somn. Așa. După, când am vrut eu să ies din apel, Ion a fost, stai, nu ești din apel. Cum a fost, mă, Ion? După... Ce a fost, mă, Ion? Ce stai? Bă, Ion, ai zis că s-a dus la culcare. Cum adică Ion a zis, păi, stai? Bă, când am vrut să ies eu din apel, așa? Ion m-a oprit. Păi cum ai zis că s-a culcat? Păi, vreau să închidem amândoi și am zis că ne întrece. Așa? După el a zis să nu închid. Ok. Și în acest moment, nu, momentul ăla, ce? Eu mă bucurasem. De ce te-ai bucurat? Eu cream că Ion nu plecase. Așa. Dar după, Ion mi-a zis ceva și dintr-o dată... Ce dintr-o...
Ce? Dintr-o dată. Ce dintr-o dată? Uite în spatele tău. De ce să mă uit, bă, tu faci mișto de mine? Ce în spate? Ce în spate? Nu e nimic în spate. Ce faci, mă, te-ai speriat? A, mă, du-te, bă, de ce? Bă, du-te, de unde ai, mă, de unde ai, mă, masca aia de dragon? Dar de unde ai făcut rosul de toate lucrurile astea? De unde le ai? Bă, fii antenă, eu cu Ioan ne-am trimis mereu cadouri și când am să că mi-a trimis el un burger, de ăsta mi l-a trimis. Așa, și tu, Ion? bă, tu, burgerul ăla ai de mâncat, dar nu să-l ții, tu, de ce cel mai ții atât? Când ți-a trimis burger? Bă, gata, dă-l ăsta jos, dar să-l ești urât, dar să după ce ești urât, te faci și mai urât, hai, du-te de aici, hai să fii atent, dar să-l bă, dar ce a fost, mă, povestea aia, bă, dar să-l bă, prost rău de tot, dar să-l nu știu dacă povestea ta a fost reală sau nu, bă, dar tu ai zis așa, numai să faci mișto de mine, nu? Nu, bă, povestea chiar a fost reală. Păi și ce, dintr-o dată, dintr-o dată ce, că ai dintr-o dată și mi-ai arătat jumpscare-ul ăsta, ce s-a întâmplat? Păi, bă, dintr-o dată, diferite, Rafale, povestea era pe jumate falsă, eu am băgat. Hai, bine, gata, nu mă mai interesează povestea, ce vrei, ce, bă, hai, zi, povestea, hai, lasă, zi. Jucau Minecraft, ne jucam ceva horror, bă. Și mi-a luat jumpscare și am dat și jumpscare. Mamă, ce cât de tare. Hai să zic și eu acum o poveste, dar pentru că asta la tine, bă, tu tot din jocuri, că te joci pe calculator. Eu ți-am zis că tu n-ai nicio poveste să spui, că tu stai și te joci pe calculator, bă, Darusele. Dar acum, fii atent, Darusele, acum începe totul, pentru că eu o să zic o poveste 100% reală, Darusele, deci 100% reală și nu mai mânca și ascultă aici. Bine, poți să mănânci, trebuie să ți iei mâncare acum, să vezi cum mănânci, doar ai grijă să nu stai în gât, că povestea asta e 100% reală și o să fie foarte fricoșătoare, Darusele, și nu o să mai dormi absolut deloc. Cred că rămâi aici, Darusele. Da, du-te, mă, de aici, ce fraie. Deci fii atent, mă, Darusele. Povestea pe care am să ți-o spun acum, ți-am zis, este o poveste 100% reală și povestea este de acum câteva săptămâni, de pe vremea. Bă, ce faci, mă, îmi dai burger să mănânc și ce-mi faci acum? Ai, mersi, mersi, ia să-i bag eu acum pe foc pe toți acum, să ia foc acum. Am o, Darusele, bă, gata, nu te speria, nu te supăra pe mine. Hai să spun povestea acum, Darusele, lasă burgeria aia, hai să spun povestea. Deci povestea este de acum câteva săptămâni, de când stăteam noi cu bunica ta, știi? Dar nu știam cum să spun asta, dar mă bucur că într-un final am ajuns să ne mutăm de acolo. Chiar a fost foarte bine că am ajuns să ne... Bă, unde ai pus, bă, că mâncarea asta? Facem și grătar, ce facem aici, Darusele? Hai cu mic, hai cu mic, Rafale! Bă, ce mic, bă, grătar, bă, stai, bă, Darusele, bă, stai la povești oror, Darusele, aici. Ce povești? Doamne, ce... Hai că nu mai povești oror, nu facem noi aici. Deci fii atent, Darusele. Bă, asta chiar e o poveste 100% reală, Darusele, și nu știam cum să spun. Bă, Darusele, vorbesc la modul cel mai serios, ascultă-mă. Nu știam cum să spun asta. Mă bucur că ne-am mutat de acolo, Darusele, chiar ne-a prins foarte bine acest lucru. Dar fii atent, Darusele, știi care e faza? Știi că am visat eu atunci că ai murit tu și mă bântuia fantoma ta, mai știi? Da. E bine, ăla nu prea a fost singurul vis, am avut mai multe vise, am avut chiar și mai rele și... Mă, Rafaele, tu nu știi să vorbești? Mai multe visuri, nu mai multe vise, ce ai, Doamne? Bă, visuri, știi ce înseamnă visuri și vise, Darusele? Vise sunt astea în care dormi, visuri alea în care zici tu că vrei să ai o gagică, dar nu o să ai niciodată, Darusele, așa? Gata. Hai, lasă să zic povestea, Darusele, că e horror, Darusele, bă, lasă-mă mâncarea asta că mă și enervezi. Mamă, te-ai apucat și de carne acum, Darusele, bă, carne. Bă, tu mănânci carne așa, nu bagi în burger, ce faci cu carne asta? Mănânci așa, bine. Mamă, Darusele, hai să spun, deci fii atent, Darusele. Ăla n-a fost singurul vis pe care l-am avut, au fost și altele și mai rele, dar cu cât s-au adunat mai multe, simțeam că eu o să nebunesc în casa aia, Darusele, și bine că ne-am mutat, sincer. Deoarece și când eram treaz, Darusele, și când eram treaz, începeam să am vedenii și s-au niște sunete foarte ciudate. Nu știu, Darusele, dacă mă crezi sau nu, dar ca să spun așa, eram într-o seară acolo, eram bă, ce fac, bă? Ce mai vedenii? Mă ascult și pe mine, mă, dar să nu-ți mai zic nimic, bă, mă ascult și pe mine, pe bune, dar mă, ce mai serios. Bă, mă ascult, deci fii atent. Eram într-o seară, știi că calculatorul meu era în camera ta și tu dormeai. Și era foarte mare liniște, Darusele, mă uitam pe YouTube și în momentul ăla vreau să mă pregătesc să plec din cameră, știi? Și așa cât stăteam eu acolo până să mă pregătesc să opresc calculatorul, dintr-o dată din pod se auzeau niște pași ciudați, dar am zis că sunt niște șoareci, știi, că șoarecii mai sunt prin pod, prin astea, și credeam că sunt șoareci pe acolo care fug, care de astea, și n-am dat prea mare importanță. Bine, știi care e faza? Mie mi-e cam frică de șoareci, dar asta e partea a doua, sincer, că putea să dau importanță, dar nu, în fine, când am plecat din cameră, Darusele, să mă duc să dorm, m-am dus mai întâi până la baie, știi? Iar de acolo, Darusele, nu mai zic, Darusele, e sigur, chiar vrei să spun? De acolo m-a văzut pe mine și gata, poveste încheiată, ok, hai, pa! Chiar nu vrei să te vezi, Darusele, tu tocmai ai spus că tu ești urât și de-aia te-am văzut pe tine și asta e povestea horror, nu? Asta ai spus acolo.
Nu, nu, am zis că m-ai văzut pe mine, te-am umărât și gata cu ăștia, nu? Bă, dar să le stai cu minte pe scaunul ăla, dar să le că scârțe, n-ai auzit cum scârțe, stai cu minte acolo pe el, deci fii atent, dar să le. Hai să zic, bă, dar să le asculti pe mine, că la mod cel mai serios, asta e o poveste 100% reală, dar să le. Când am plecat din cameră, ți-am zis că m-am dus până la baie și am trecut prin fața oglinzii și cu coada ochiului parcă am văzut ceva în oglindă, dar nu știu, am zis că mi s-a părut, știi? După m-am băgat la duș, dar să le și auzeam niște bocănituri, nu știu ce în geam, gen, nu știu ce se întâmpla. Credeam, eu ziceam, bă, nu cred, nu, cred că aud eu așa de la duș, nu știu. M-am speriat așa puțin, dar n-am zis că doar mi se pare. Și da, după ce am ieșit din duș, dar să le, m-am dus să mă spăl pe dinți, iar în momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, vrei să spun, dar să le? Ce o să zic? Deci, mamă, ce interesant e. Ia zi, ce ai văzut? Deci în momentul în care, dar să le, mă uitam în oglindă, dar să le, mamă, deci nu știu cum să zic, dar să le, vrei să spun pe bune, la ceva serios? Vrei, chiar vrei să spun? Bă, dar să le, ești hype? Chiar vrei să spun? Deci, bă, dar să le, ai fi atent, gata, hai că, bă, dar să le, hai că zic acum, deci fii atent. În momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, dar să le, dintr-o dată, nu s-a întâmplat nimic. Ce, mă, mă, tu-și nesimțit, bă, tu gata, plângă, te-am mă, ceva? Bă, lasă-mă, stai, lasă-mă, 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 lasă-mă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.